Biogeografia Africii. Pădurea ecuatorială. Resursă educațională deschisă pentru clasa a șaptea. Pădurea ecuatorială ocupă 8% din suprafața Africii și este localizată în partea centrală a acestui continent, în zona bazinului fluviului Congo sau Zaire, pe țărmul Golfului Guineei și pe țărmul insulei Madagascar. În condițiile climei ecuatoriale cu valori mari ale temperaturii și precipitațiilor pe tot parcursul anului, se dezvoltă această vegetație bogată caracterizată printr-o mare varietate de specii permanent verzi. Predomină arborii, plantele fiind dispuse în câteva etaje, cei mai înalți arbori atingând chiar și 60 de metri. Dintre speciile de plante existente în pădurile ecuatoriale din Africa, putem identifica ficusul gigantic, palmierul, abanosul, arborele de cafea, arborele de pâine, arborele de lalea, arborele de cauciuc, liane, bananierul. Plante epifite, plante insectivore și mangrove. Pădurea ecuatorială poate fi comparată cu o clădire cu mai multe etaje, iar fiecare etaj are proprii săi locuitori. Vom începe cu etajul inferior, unde sunt animale precum leopardul, mistrețul african, ocapii și foarte multe reptile. Etajul mediu este ocupat de animale arboricole precum gorila, cimpanzei, babuini și diferite specii de lemurieni, animale endemice în insula Madagascar. Etajul superior este rezervat păsărilor. Pasărea rinocer, diferite specii de papagali, grangurul negru. Sub vegetația pădurilor ecuatoriale s-au format soluri lateritice. Acestea sunt sărace în substanțe nutritive, deoarece căldura și precipitațiile bogate nu permit resturilor vegetale să se descompună lent. Culoarea roșiatică este datorată compușilor de fier existenți în compoziția solului. În bazinul fluviului Congo sau Zaire, în inima Africii, se află Parcul Național Salonga. Reprezintă cea mai mare zonă protejată de pădure ecuatorială din Africa. Acest parc este habitatul multor specii endemice, aflate pe cale de dispariție precum cimpanzeul pigmeu, elefantul de pădure, păunul sau rinocerul alb. De ce credeți că este necesar ca pădurile ecuatoriale să fie protejate?